La școala din satul Rediu, comuna Ieșeană Scânteia, învață 45 de elevi. Dintre aceștia, 31 beneficiază deja de programele stabilite prin proiectul Alege Școala. Proporția de peste 80% este covârșitoare, spun dascălii, care au și explicații. Elevii provin din familii dezorganizate și defavorizate, în care violența părinților și consumul de alcool fac parte din cotidian. Atât profesorii cât și preotul din parohia Scânteia spun că cei care abandonează școala nu se simt iubiți de către părinți, nu au prieteni și sunt săraci. Nu mai consumă de alcool al părinților, ci și al copiilor. Sunt copii minori care consumă alcool, tot pentru că nu sunt supravegheați de părinți sau văd un refugiu. Sunt inclus și vor beneficia de activități și părinții acestor copii care vor lucra în anumite sectoare cot la cot copiilor și vor avea măcar prin acest proiect pe părinții lor, îi vor avea aproape. Părinții. Vor lăsa ei munca pământului să vină la cursă? Nădăjduiesc că da, că sunt și avantaje financiare pe de o parte, dar și ceva nou care se întâmplă în comunitatea lor, în viața lor. Au șansa să participe la un lucru pe care nu l-au mai făcut. În toată țara, bisericile, în colaborare cu școlile, au organizat 50 de centre educaționale, în care copiii sunt ajutați să facă lecții și unde vor primi consiliere psihologică și pedagogică. Celor 750 de beneficiari li se adaugă 100 de tineri cu vârstă de până la 18 ani, care au renunțat la școală. Sunt cei 750 de copii care merg pe prevenirea abandonului vor primi câte 300 de lei lunar, iar cei incluși în cei 100 de beneficiari ai inițiativei de a doua șansă vor primi 400 de lei timp de 5 luni. Proiectul Alege Școala este cofinanțat din Fondul Social European. Coordonatorii vor derula și două campanii de informare privind abandonul școlar. Copiii vor participa și la tabăra de creație creștină Licăr de Lumină. Potrivit statisticilor realizate de Inspectoratul Școlar Județean din Iași, 3,5% din copiii care termină clasa 8-a nu mai continuă liceul.